Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Discutăm astăzi despre oameni aflați în nevoie, oameni care trec la un moment dat, sau unii dintre ei permanent sunt în această situație, prin momente mai puțin fericite, perioade pline cu lipsuri și așa mai departe. Sunt Ziana Vatră, manager de proiect la Fundația Bucuria Darului, este în studio. Bună seara, bine ai revenit la noi! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Pentru cei care, să zicem că nu își mai aduc aminte în acest moment despre Fundația Bucuria Darului, o să te rog frumos să ne spui care sunt beneficiarii voștri. În prezent, deja facem 6 ani de când suntem în Brașov și cei pe care noi îi ajutăm sunt în principal oameni vulnerabili financiar. Aici intră și cei care nu se pot întreține deloc, adică oamenii străzi, oameni fără niciun venit, orfani care n-au reușit să se încadreze în piața muncii și familii care nu se pot descurca fără un ajutor, ori familii monoparentale, ori familii care au ambii părinți, dar fie au copii foarte mulți, fie au probleme medicale, fiecare are povestea lui în sine și încercăm să rezolvăm mai mult decât un prânz cald. Însă, în principiu, așa am început, cu o masă caldă oferită în fiecare zi. Da, discutam noi înainte de emisiune despre o călătorie de-a mea de ieri cu autobuzele RAT prin Brașov. A fost așa ca o mică aventură. Oamenii străzii, o prezență serioasă, permanentă, nici nu știu cum să-i zic, în mijloace de transport în comun. Până la urmă, fiecare este liber să circule cum dorește el, măsura în care își plătește și călătoria respectivă, dar nu asta era subiectul. Cei doi de care îți povesteam, care păreau că formează un cuplu și care au coborât din autobuz undeva, știu eu, pe lângă poarta Schei, cred că în zona aia undeva, par a fi niște clienți, să zicem, de-ai voștri. Da, da, într-adevăr, mai ales acum că vine a venit sezonul rece, de multe ori întâlnim și noi mahmuri dimineața, pentru că ei trebuie să bea ceva ca să poată rezista. Eu am sărit peste asta cu mahmurul, ți-am zis doar ție înainte, nu, dar erau, cred că într-adevăr, e foarte, miroseau băutură. Da, cred că e foarte important ca oamenii să înțeleagă, de fapt, dramele lor și să vadă cumva dincolo de comportamentul lor, care și nouă de multe ori ne este greu să-l gestionăm, să vadă dramele care stau în spate. Pentru că, nu știu dacă mi-e permisă paranteza, zilele trecute am fost și eu la filmul Joker, tocmai pentru că simțeam că din povestea personajului principal sunt mulți dintre cei pe care noi îi ajutăm, care au un trecut tumultos, care au trecut prin niște drame, nu știu dacă sunt pardonabile sau nu, dar ideea e că ei aici sunt și au nevoie de ajutor. Atunci, este clar că, într-un fel sau altul, chiar dacă ei, în momentul de față, nu mai reprezintă un sprijin real pentru societate. Nu știm ce au făcut înainte, așa cum spuneai și tu, nu știu dacă sunt pardonabile sau nu comportamentele lor anterioare sau situația în care se află acum. Dar nici nu cred că trebuie să discutăm despre asta. Haideți să facem în așa fel încât să-i ajutăm, poate ajutându-i să treacă peste acest moment, se vor întoarce la o viață normală. Și hai să-i luăm ca și subiect pe cei doi. Oamenii de genul ăsta vin și ei să ajute, se implică în a face ceva la fundație, pentru că așa doar să fii beneficiar, pur și simplu, mi se pare un pic deplasat. Și discutam asta și apropo de asistența socială de la stat, să zicem, obișnuită la Brașov, cu oameni ai străzii care folosesc adăpostul de noapte, dar care mai mult distrug, fac scandaluri, vin băuți, sunt refuzați la intrare din cauza asta și de aici. Da, din păcate, noi ne confruntăm în fiecare zi cu problema alcoolismului și al ravagilor pe care le face și în Brașov, momentan, nu există niciun centru de dezalcoolizare. Cred că asta ar fi un prim pas spre civilizație, să spunem, pentru că ei sunt, de fapt, niște oameni care cer ajutor, dar nu știu cum să-l ceară. Și atunci ei fie se revoltă, fie beau foarte mult și, într-adevăr, este o boală de care ei nu pot scăpa singuri. Am fost odată cu unul dintre beneficiarii noștri la o ședință de alcoolici anonimi, însă acolo ni s-a cerut un aparținător
clar, ei nu pot depăși acest prag singur. Ei trebuie tot timpul susținuți. Ei, gândiți-vă că oamenii străzii nu sunt susținuți de nimeni. Și atunci, clar, recuperarea lor e cu atât mai dificilă. Da, aici intervine iar și iar, dacă vreți, o discuție apropo de felul în care noi ceilalți reacționăm. Pentru că mie mi s-a întâmplat să spun unui astfel de om care cerșea la o intersecție, să-i spun, există centre de asistență socială în Brașov, ai fost vreodată acolo? Înțeleg că vii să cerșești, dar ai fost la vreun centru de ăsta, ai făcut ceva? Mi-a întors efectiv spatele, probabil că m-a și înjurat și a plecat. Bineînțeles că alte mâini dibace, ca să citim un vers dintr-o melodie, au deschis geamul și din prea plinul lor i-au dat un leu sau doi. Acel leu, 2, 3, 5, 10, funcție de momentul pe care îl parcurgi atunci, nu înseamnă nimic pentru el ca persoană. Înseamnă doar o sursă de venit din care poate să-și mai cumpere ceva de băut. Că în general de mâncat primesc mâncare în tot felul de locuri. Tocmai de aceea credem noi că venim un pic să facem diferența în viețile lor, pentru că unul la mână nu le dăm bani pe mână, tocmai pentru a nu le alimenta viciile. Nu că ei n-ar cere. Nu că ei n-ar cere. Și acum, după 6 ani, că ei știu că nu facem așa ceva, încă vin și cer. Dar noi le oferim și șansa să facă o schimbare, să facă duș. Chiar vreau să spun că unul dintre oamenii străzii care au venit la noi, și la început era cu punga, nu ne puteam înțelege cu el, pe lângă faptul că era cu punga și avea asta și alcool. Că vrea să ia mâncarea de acolo și să plece, da? Da, dar avea un reflex, acela de a se spăla în fiecare zi. Ei, noi când am văzut că el de fapt face măcar și acest prim pas pentru el, am început să îl integrăm atunci când era treaz, pentru că mai erau și episoade așa. Ei, încet, încet, omul acesta acum a ajuns să dea la seral. La 30 și ceva de ani n-a făcut niciodată școală și acum niciodată nu spunem hop, pentru că pentru ei sunt niște etape și știm că este posibilă o revenire la starea inițială, dar Adrian, cam de 2 ani, noi îl vedem în fiecare zi un alt om. Schimbat, da, și putem să ne bazăm pe el, încarcă, descarcă, face treabă la cantină. Da, pentru că asta mi se pare că acesta ar putea fi un prim pas. Nu vor renunța peste noapte la consumul de băuturi alcoolice, ca să nu mai vorbim de substanțe halucinogene ușor de obținut, Aurolac și așa mai departe. Nu vor renunța peste noapte la astea. Cu siguranță este dificil, dar un prim pas ar putea fi activitatea. În momentul în care faci ceva pentru ceea ce primești, dacă primești o masă caldă, dar ajungi la descărcatul mașinii cu alimente și așa mai departe, cu siguranță un prim pas este făcut. Îl vei face și a doua zi, și a treia zi și cu siguranță vei intra într-un anumit ritm. Da, da, dar să știți că pe lângă asta, faptul că există cuvinte de încurajare și cuvinte care nu sunt de ocară și care nu-i fac să se simtă și mai prost decât ei se simt deja, pentru că să știți că fiecare este conștient că este băut, că îl depășește situația și să știți că multora le este rușine. De asta zic să nu venim spre ei cu o doză atât de mare de judecată, pentru că ei duc o luptă de supraviețuire în fiecare zi. Noi nu ne închipuim cum este să stai pe stradă, să trebuiască să porți tot timpul cu tine 2-3 geci pentru că nu știi unde vei nopta, nu știi cât de frig va fi la noapte, nu știi dacă vei avea cu ce să te încălzești, nu știi dacă vei mai prinde dimineața, pentru că ei sunt foarte violenți unul cu celălalt. Într-adevăr, la centrul persoanelor fără adăpost sunt mai mulți într-o cameră și cred că de acolo se iscă divergențele pe lângă problemele cu alcool, pentru că ei au niște traume și cu ei trebuie să te porți cumva cu și mai multă blândețe decât cu un om normal, pentru că ei au niște sensibilități și reacționează foarte dur la orice stimul. Fel de impuls, da exact. Da. Până la urmă, centrul ăsta de noapte, să zicem, pentru persoane fără adăpost, are un scop bine definit și este important, că mai ales că ai pomenit de sezonul rece, dar tot timpul, de fapt, oamenii ăștia ar putea, contra unei activități depuse în centrul respectiv sau în altă parte, în folosul comunității, încearcă, fac câte ceva. Da.
dar dincolo de puținul ăla pe care îl fac, unii dintre ei au un comportament exact așa cum spuneai și tu, total deplasat. Și aici, să ne înțelegem, nu-i judecăm pe oamenii ăștia. Dimpotrivă. Încercăm să știți că foarte mulți sunt cu probleme psihice și noi ne-am confruntat iarăși cu această problemă pentru că în Brașov nu există un centru care să se poată ocupa de lucrurile acestea. Să-i trateze, să-i țină mai mult în spital pentru că nu au aparținători și pentru că de multe ori ei nu-și dau acordul să stea mai mult în spital. Ce se poate face pentru ei e ceva calmante și nu reușesc să-și ia tratamentul. Și atunci gândiți-vă că de fapt vorbim despre niște oameni bolnavi pe care încercăm să-i gestionăm așa, la limita suportabilului. Da, noi trecem prin oraș, acum eu cumva recunosc și fac un soi de mea culpa. Mergem, ne urcăm în mașină, plecăm de acasă, ne ducem la birou, ne ducem la întâlniri, facem niște lucruri pe care le facem absolut normal în fiecare zi, muncim și uneori nu-i vedem. Alteori, cum a fost pentru mine ziua de mers cu autobuzul și atunci îi vezi altfel, în momentul în care te întorci așa în lumea reală. Deci da, să știți că la un moment dat noi am avut un proiect care se numea Bucuria în lumea reală, tocmai pentru că lumea reală este lumea în care ei se zbat să supraviețuiască. Și de multe ori noi fiecare ne căutăm confortul, nu este nimic de condamnat, doar că faptul că îi vedem, faptul că le mai spunem o vorbă bună, faptul că ne gândim la soluții pentru ei, pentru ei contează enorm, pentru că este singura lor șansă de a-și reveni vreodată. Da, exact aici vreau să ajung de fapt, pentru că ceilalți călători din mijloacele de transport în comun, reacția lor era una foarte dură. Da. Deci erau cu siguranță oameni care călătoreau mai mult decât mine cu autobuzul, dar care aveau niște reacții și reacțiile astea nu numai că erau însoțite de un comportament, să zicem, și un limbaj al trupului, ei se exprimau. Deci oamenii ăștia vorbeau și spuneau niște lucruri care, sigur, nu erau chiar... De asta zic, e foarte importantă componenta aceasta educațională. Noi să înțelegem ce se întâmplă de fapt cu ei și atunci să mergem spre ei altfel, să mergem spre ei cu gândul de a-i ajuta, nu de a-i condamna. Adevărat, însă în momentul în care ești față în față, erau patru scaune în zona respectivă, două față în față, da? Și cei doi de care povesteam erau clar băuți, doamnele care s-au așezat în fața lor. Noi nu mai avem niciun scaun între noi și ei, de multe ori vin așa, dar încercăm cumva să știți că dacă li se vorbește frumos, cumva li se domolește agresivitatea, pentru că văd că la agresivitate nu li se răspunde cu agresivitate și atunci ei cumva parcă se mai dezmeticesc un pic, să știți. Da, dificilă situația. Cam câți oameni există în situația asta la nivelul municipiului Brașov, oameni care vin la voi? Acum nu vorbim de chestiunile instituționalizate. 450 de persoane pe care noi îi ajutăm în fiecare zi, fie cu mâncare gătită, fie cu alimente de bază pe care noi le dăm și ei să se poate descurca o săptămână întreagă. 450 și să știți că suntem în creștere. Nu știu dacă e bine, dacă e rău, e... Dar, cu siguranță bine n-are cum să fie, da, e clar. Da, că... Pe de altă parte, credem că este bine pentru că ei au din surse sigură și au încredere să ceară ajutor. Să știți că mulți dintre oamenii pe care noi îi avem printre beneficiari sunt oameni care n-ar fi cerut niciodată. Oameni care par chiar așa, invizibili, pe care nu, așa despre care ați vorbit acum, sunt evidenți că au nevoie de ajutor. Dar sunt oameni care trăiesc acolo modestia lor, care își drămuiesc pensia, care își drămuiesc veniturile și care încearcă să pară oameni normali, dar care de multe ori fac foame. Și atunci noi ne bucurăm că reușim să ajungem la ei. Da, vin ei, da, pentru că sau aflați mai... despre ei, da, și vă mai duceți, da, voi către fie, ei? Fie ne mai ducem noi către ei, avem doi asistenți sociali care merg pe teren.
Și să știți că ajută foarte mult. Și un vecin care ne spune despre problema lor și o cunoștință. Poate lor le este rușine, încercăm să vorbim cu ei, să le explicăm despre ce e vorba. Momentul ăsta trebuie depășit, de fapt, al jenei, gen asta față de ceilalți. Și să știți că mulți sunt oameni care au avut o poziție sau o situație care nu le cerea să ceară ajutorul, care nu-i punea să ceară ajutorul și atunci de asta le vine foarte greu să accepte ajutorul din partea celorlalți. Da, asta e... Nu cred că la alții, în alte țări, este bine, pentru că există oameni ai străzii peste tot în lume. Nu știu dacă am văzut vreun loc unde să nu existe oameni ai străzii. Poate foarte puține. Dar, dincolo de toate, felul în care noi ceilalți reacționăm face diferența. Iar noi, deși ne place să ne batem cărămida în piept de ce neam ospitalier și bun la suflet suntem, păi numai așa nu suntem, de fapt. Dar da, probabil e greu că mai să generalizezi, avem, dar nu, oamenii să știți că vor să facă bine. Funcție de, cărămida aia de care ziceam, adică doamne, noi, românii, la modul generic. Și pe urmă ne dăm seama că nu prea suntem la fel, nu sunt toți așa de buni cum își imaginează și așa mai departe. Și dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, întrebarea următoare și trecem cumva de partea cealaltă a baricadei, cine vă ajută să faceți lucrurile astea? Pentru 450 de persoane nu cred că e ușor. Da, să știți că mai e o altă categorie de oameni invizibili. Sunt oamenii care fac bine și care nu vor să iasă în față. Oamenii care ne-au ajutat să creștem până la 450. Gândiți-vă că de la 70 la 450 este un efort în fiecare zi să facem de mâncare. Doar efortul de a face, nu de a cumpăra toate cele necesare. Corect. Și de a plăti. Ei, sunt oameni care înțeleg povestea lor și care se alătură. Dar de aceea noi avem nevoie de sprijin în fiecare zi și în fiecare sezon, pentru că nevoile lor sunt altele. Anul trecut am reușit să dăm și sobe și lemne, pentru că de foarte multe ori mor de frig în casă, pentru că nu-și permit să-și plătească gazul sau nu-și permit să-și ia lemne, fie folosesc niște butoaie improvizate în loc de sobă, care atunci când nu mai bagi lemne pe foc se răcesc. Da, asta zic, oamenii care înțeleg și modalități de a se alătura nouă sunt destul de multe. Și sunteți, presupun, și destul de ușor de găsit. Dacă scrie cineva pe Google Bucuria Darului, da, nu este. Dar nici nu trebuie să mai scrie .ro. Dacă scriu Bucuria Darului sau Fundația Bucuria Darului, cu siguranță ajungi. Și efortul nu este atât de mare. Mi se pare că greșim atunci când deschidem geamul la mașină și din, cum să zic, sentimentul ăla de lasă-mă, pentru mine 2 lei, 3 lei, 5 lei, 10 lei sunt nimic, îi dau lui ăsta. Ăla se va duce și își va lua de băut. 96%, 97% din cazuri. Nu vorbim aici de copii, dar chiar și intră în categoria asta, pentru că trece pe urmă unul dintre părinți, adună banii, există tot fel de rețele de genul ăsta. În ultima vreme, parcă să zic totuși că n-am mai văzut atât de mulți copii la cerșit, nu știu, fi și poliția la mijloc, nu-mi dau seama. Dar, în schimb, persoane adulte am tot văzut în tot felul de locuri. Mai repede găsim o variantă și poate o dată de două ori, de cinci ori într-un an, contribuim cu o sumă către o fundație care se ocupă cu așa ceva. Și atunci, dacă, nu știu, nici măcar nu mă gândesc, nu vreau să mă gândesc la vanitate. Nu mă gândesc la asta. Dar cumva sufletul nostru ar putea fi împăcat că am făcut ceva pentru niște oameni amărâți. Da. Sau pot să-și facă provizii de la noi. Să-și aprovizioneze cămara cu zacuscă, dulceață. Eu deja m-am trecut pe listă, ca să fie clar. Așa, asta deci, gemuri, compoturi, murături... Compoturi și murături nu. Deocamdată doar dulceață și zacuscă și de vinete și de ciuperci. Dar să știți că e bună de tălin și pe degete, toată lumea revine în fiecare an. Păstrăm aceeași rețetă, tot timpul ne întreabă dacă avem aceeași zacuscă de anul trecut și noi zicem că da. Sunt produse care sunt coapte, nu este adăugat nimic ameliorator sau conservant. Este totul ca la mama acasă sau ca la bunica acasă. Da, că mamele acum. Da, ideea este că în felul ăsta putem să facem ceva. Și mă întorc, nu vreau să mă gândesc la vanitate, la chestiile astea, am dat eu, am făcut. Nu.
Gândește-te că poate ajutând pe cineva, ajutând rău nu faci. Asta e, cam asta ar trebui să fie sloganul, să-l mai uităm pe ăla, care ne-am obișnuit, este adevărat, în ultima vreme, că trebuie să ai grijă pe cine ajuți. În felul ăsta, aici, nu cred că greșești. Avem aici o fotografie și că probabil că oamenii se întreabă ce-i cu ea. Cină cu folos. A doua ediție deja. Prima a fost o cină cu folos de mare succes. A fost organizată la noi la cantină la inițiativa lui Amedeo, unul dintre șef care este și brașovean. Da, aici de preciza că sunt doar șefi, au fost în tot felul de emisiuni de televiziune dedicată celor care gătesc la un alt nivel. Da. Da, da, și meniurile care vor fi la cina cu folos ediția a doua vor fi speciale și ele. Nu sunt feluri de mâncare comune, chiar ei au vrut să-i mulțumească pe cei care vor veni cu... Să-i surprindă cu tot felul de asociații, de gusturi pe care nu le găsești tot timpul în farfurie. Și mod normal, bine, iarăși o chestie, noi românii suntem gurmanzi, așa suntem, pe noi ne interesează uneori prea puțin calitatea sau combinația asta de gusturi. Noi, să fie farfuria aia mare. Deci, un român, dacă îl întrebi unde mănâncă cel mai bine, îți spune în Austria, unde fac ei șnițelele aia imense și le trebuie dita mai farfuria să spună un șnițel, de fapt. Dar da, aici putem să mergem și mai departe. Da? Și ținând cont de faptul că este un eveniment caritabil, ei s-au gândit să răsplătească prin calitate oamenilor care vin și susțin cu un meniu pe cei pe care noi ajutăm. Anul acesta costul unui meniu va fi de 150 de lei, cost care acoperă atât ingredientele, cât și ajutorul propriu-zis pentru oamenii pe care noi îi ajutăm. Și o să aveți 2, 4, 5, cât? 11. 11 șefi. 11 șefi, da. Anul trecut a fost 7, dar v-am spus, pentru că a fost un succes atât din partea șefilor, cât și din partea celor care au venit la eveniment, s-au gândit să-l facem un pic mai mare. De aceea anul acesta va fi la Sergiana, nu va mai fi la cantina noastră, pentru că a fost neîncăpătoare. Noi avem 150 de locuri, dar s-au ocupat toate, ceea ce a fost foarte bine și atunci am încercat să facem loc bucuriei. Am înțeles că șefii, pe lângă faptul că vor găti, vor și interacționa, eventual, poate doamnele sau domnii, că se pare că domnii sunt, uite, din poza asta sunt exact 4 doamne din 11 personaje, adică e clar că băieții sunt... Da. Mai implicați la, putere, la acest capitol, la putere, da, la putere în bucătărie. Și probabil că mai pot sta de vorbă cu cei care sunt acolo. Da, va fi și ceva interactiv. Da, va fi și un program, niște surprize muzicale. Am vrut să venim într-o completare a evenimentului de anul trecut și atunci vom face să ne putem simți cât mai bine pentru câteva ore. Evenimentul va începe la ora 6 și se va termina undeva spre... Cei care vor să facă o rezervare, probabil tot la voi pe bucuriadarului.ro. Bucuriadarului.ro. Da, acolo pot să-și aleagă meniuri. Sunt două meniuri la alegere și odată cu înscrierea trebuie să menționeze și ce tip de meniu își doresc. Bine, exact ca la avion, n-ai văzut așa ceva. La liniile aeriene care se respectă la acest capitol, să știți că există minim două meniuri, da? Și alegi, bifează acolo. Bine, dar n-aș vrea să, nu să poate aici, ca să știm ce încărcăm în hardughie, când plecăm de la sol. Bucuria darului merge mai departe. Poveste de 6 ani care merge mai departe. Probabil că această cină cu folos este doar un proiect de al vostru și încercați, mă gândesc eu, să faceți tot felul de lucruri ca să adunați banii necesari să, pentru nevoile lor. Dacă ați ajuns la 450 de oameni pe care îi ajutați, mi se pare extrem de important. Da, în primul rând pentru nevoia aceasta de hrană, care nu este foarte bine înțeleasă, pentru că, să zicem, celor care nu suntem în postura asta ne e foarte la îndemână, nu ne punem problema cum e să te culci noaptea flămând sau să n-ai ce să le dai copiilor de mâncare, însă cei care nu se pot ajuta singuri chiar se luptă să supraviețuiască. Și pe lângă asta am încercat să dăm și mașini de spălat și, cum am zis, și sobe, câteodată ducem și mobilă unde se poate.
încercăm cumva să venim în sprijinul nevoilor lor, pentru că acolo este locul în care ei se pot adresa și știu că măcar încercăm să găsim o rezolvare. Dacă, să spunem, n-au sprijinul familiei, pentru că de foarte multe ori cei care se adresează, din păcate, s-au rupt de familie, fie oamenii străzii, fie cei cu mai mulți copii au rudele la fel de sărace care nu-i pot sprijini, să ne gândim că noi putem să fim familia din umbră, cumva, a cuiva. Da, iarăși, un gând frumos până la urmă, să fii familia din umbră pentru cineva, și este foarte adevărat că în momentul în care, uite, acum am ajuns, suntem cumva, nu știu, noi de râsul nostru, dacă vreți, unii se chinuie să nu mănânce ca să slăbească și alții nu reușesc să pună ceva pe masă. Iarăși, da, mă rog, astea sunt niște discrepanțe, dacă vreți, niște realități ale societății în care trăim și ale umanității, dacă vreți, de sute de ani, ca să nu zic de mii de ani. Întotdeauna au fost oameni în nevoie și oameni care, nu știu, total întâmplător mă gândesc, nu s-au confruntat cu astfel de nevoi. Dar atunci când ajungi să te confrunți cu astfel de situație și mental, puneți-vă, nu știu, pentru 5 minute în pielea unui, dar nici nu trebuie 5 minute, mai puțin, 3 minute, 2 minute, puneți-vă în pielea unui om al străzii și încercați, așa cum spunea Sânziana, să vă imaginați că umblați pe stradă în fiecare zi cu aceleași haine pe voi, dar mai aveți într-un sac sau pur și simplu legate cu o sfoară încă 2 sau 3 geci, pentru că noaptea nu se anunță prietenoasă, acum că vine și iarna, lucrurile devin și mai dramatice, plus de asta consumul exagerat de alcool, deși de cele mai multe ori nu le trebuie foarte mult să intre într-o anumită stare, foarte mult alcool, alți oameni ai străzii care sunt niște potențiali inamici și așa mai departe. Da. Situații extrem de dificile. Dacă îmi permiți așa o paranteză, am văzut un filmuleț rulea pe internet. Era o competiție și, mă rog, miza era de 100 de euro, să spunem, și la început cel care a propus competiția respectivă a zis: faceți un pas, cei care erau toți la linia de start. Și a zis: ok, hai să punem niște condiții. Un pas înainte, cei care veniți dintr-o familie cu ambii părinți. Un pas în față, cei care aveți educația până care ați reușit să faceți și colegiu. Un pas în față, cei care ați reușit să faceți și liceu. Un pas în față. Și atunci, pe prima linie, au rămas cei mai vulnerabili. Și au zis: gândiți-vă că voi, de acolo, fiecare pornește cu un avans. Ei nu au niciun avans, dar este aceeași cursă. Și atunci să ne gândim cumva care-i viața, că... viața, de fapt? Da, asta e viața, da, nu? Exact, da. Să ne gândim că, de fapt, ei nu au aceleași șanse ca noi. Ei pornesc de la minus și ei trebuie să construiască până la zero. Mulțumim frumos, Sânziana, pentru participarea la emisiune. Și succes mulțumesc cu proiectele voastre la Fundația Bucuria Darului. Mare lucru, general, te gândești că nu poți să faci, dar indiferent cât de puțin ți se pare ție, în partea cealaltă este un ajutor imens. Da, da. Indiferent ce ai faci, că te duci să cumperi zacuscă, că te duci să cumperi gem, că particip la cina cu folos, că faci niște lucruri. Poate ție ți-e pare puțin, dar pentru ceilalți poate fi mai mult decât îți poți imagina vreodată. Da, e diferența dintre nimic și miracol, pentru că ei nu mai speră niciun ajutor de nicăieri. Și atunci acel puțin pe care fiecare îl face pentru ei e foarte mult. Mulțumim frumos, Sânziana, doamne domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.